întreabă-l pe domnul întrebare? Padiu. Am prins pese. Stai că nu-i bine că trebuie să zici la microfon să te audă lumea, știi? Am prins? Am prins! Și a doua întrebare? Ce număr de cârlig ai folosit? Ce număr de cârlig a putologii? Ce număr de cârlig a putologii? Întreb pe domnul ce număr de cârlig a folosit? Da, da, număr. Nici nu știu cât. Să-ți zic. Ia, auzi, că de 6. 6 și 8, auzi. 6 și 8. Și întreabă, ori prins pește? Ai prins pește. Am prins ceva, da. Câțiva, da. Ce număr de cârlig ai folosit? Numărul 6. Adică numărul 6. Foarte bine. Salutare, Dăru. Ce număr de cârlig ori folosit și dacă au ciocolată? Ce număr de cârlig ai folosit? De 6 și de 8 și avem ciocolată. Bine. Și nu dați dacă chiar aveți, ia zi. Atunci să aveți fire întinsă. Salutare. Ce număr de cârlig ai folosit? Numărul 6. Bine. Atât? Da. Ciocolată acum. Și întreabă-l și cealaltă care era, care dacă, dacă ai... Pe cum? Dacă ai prins pește, ia întreabă. Am prins pește. Am prins, dragul meu, da. Cât de mulți, ia întreabă. Cât de mulți? Vreo 20 și 30 de pești. Ce? Cât de mulți? Ce număr de cârlig ai folosit? Ce număr de cârlig ați folosit? Asta e întrebarea zilei. Ce număr de cârlig? Da. Care a dat mai multe rezultate? 6. De cârlig ai folosit. Întrebarea 6. Zilei. De 6? Numărul 6. Numărul 6. Așa ai prins un pese. Am prins 4. 4? Atât de mulți? Da. Ai ciocolată. Ce număr de cârlig ai? Ce număr de cârlig am? Da. 12. La cârlig de 12. Salutare, salutare, salutare. Ai prins un pește. Am prins câțiva. Avem un pește. Și ai ciocolată? Ciocolată? Nu avem ciocolată. Napolitane, nu vrei? Da. Fii atent ce napolitane. Uite aici, că noi ne luăm cu gălețele. Uite, de care găleată vrei? De vanilie sau de cioco? Cum au băieții? Vanile. De aici? Asta e cioco. Asta e cioco, aici e vanilia. La cum arată la fel. Noi avem câte găleți de nad, atâtea de napolitane. Ce număr are? Nu mai să ne dăm, tati, să nu deranjăm. Uite, să vezi cum aruncă de departe, da, racheta, racheta. Standul celor de la Mivado, dublu drill. Stelian, salutare din nou. Vă salut pe toți. La prima competiție de crab din anul 2024 de pe Balta, Sacoșul Turcesc. Da. Onyx Cupa Primăverii, Spring Cup. Da, Cupa Primăverii, organizată de către Robert Românu, da. Cum ți se pare competiția până în acest moment? Suntem sâmbătă după masa, competiția a început de joi. Tocmai am intrat în ultima treime a concursului, concurs de 72 de ore cantitate. Dispunerea pe sectoare e foarte echilibrată, sunt echipe foarte bune, în fiecare sector 2-3 echipe care, mă rog, foarte bune. Toate echipele din concursul sunt bune, știi, da? Care au confirmat, să zic așa, aici pe Sacoș. Și ce încercam acum, bine, am făcut ceva poze, filmulețe, am încercat să fac o analiză legat de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă pe sectoare, prin prisma modul în care a bătut vântul, știi? Încercam o interpretare și tocmai încercam să fac o schiță, o mică analiză să o public acum, până de seară. Da, am văzut harta, o vei publica pe la tine, nu pe harta, pagina de Facebook. Noi suntem acum în cortul de la intrarea lacului.
Vântul bate exact pe diagonala lacului, spre colțul de la intrare. Dacă până în ziua concursului a fost răcire puternică, își posibilitate să fi tras sub vânt. Vântului, deci cumva suflă așa în diagonală, spre intrare, spre standurile deci suflă pe direcția vântului, deci vorbim ziua, da? De direcția vântului, bate așa de zile în șir. Bun, acum pe încălzire, aici în apă mai mică, deci e clar că, și dacă nu este vânt, e clar că peștii se pupează aici. Pentru că fiind apă mai mică, se încălzește mai ușor. Asta urmăresc acum, confort termic cât mai bun. Ok, acum, cum bate vântul foarte puternic, e foarte greu să zici cu deci, direcția vântului exact în diagonala lacului, în colțul ăsta. E foarte greu să zici pe ce direcție se întoarce masa de apă caldă, la ce ajunge, se întoarce caldă, adică ea vine spre suprafață, apa caldă se ridică sus, vine pe direcția vântului, o împinge vântul, știi? Undeva se lasă jos, se întoarce, dă în mal și se întoarce înapoi. Ma problema e în ce direcție se duce mai mult apă caldă. Pe 28 sau se întoarce aici pe standurile 2-3, știi? Și tu unde zici că sunt zonele fierbinți cu apă mai caldă? Păi interesant, în acest de exemplu, prins bine standul unde e Teiușul acolo, 25, știi? Da, deci pe malul celălalt spre mijloc. Sorin aici pe 28 nu prins Semianul, da? Sorin. Da. Nici Angel nu prins chiar așa de bine. În prima parte a zilei, știi? Aia înseamnă că apa caldă, tot zic că mergea cumva, nu se plimba de-a lungul mării, se întorcea înapoi destul de uniform, știi? E o explicație destul de bună. Astăzi, uite, vântul bate mult mai tare, astăzi e nebunie generală să-ți dai seama, orice se poate întâmpla azi. Să zic că vântul joacă un rol foarte important, pentru că se poate favoriza sau defavoriza, chiar dacă ești în zona unde zona asta fierbinte, unde știm că primăvara se prinde mai bine. Și dacă intervine vântul, se dau toate peste cap. Poate să-ți ia peștele pe da, deci și să-ți ducă pe direcția apei calde. Da, deci peștele eu zic că urmărește confortul termic acum. Adică nu mănâncă toată ziua, știi? Deci ca în regim de vară, mănâncă de nebun, digesta merge, adică digesta lui e rapidă, știi? Digesta e mai lentă, el mănâncă probabil intră pe nadă, mănâncă, când mănâncă, la un moment dat nu mai lasă organismul să mănânce, pentru că el nu poate digera, știi, și automat el se duce, se ridică sus între ape sau unde mai cald, se deplasează într-o zonă cu, știu eu, cu un grad mai, cu apă cu un grad mai sus, știi? Deci e oportunist acum. În noaptea tot așa, era un curent foarte puternic, azi noaptea era imposibil să zici cam ce zonă merge mai bine și ce am văzut până acum, că pești destul de uniform distribuiți, știi? De se prinde pe tot lacul, în unele... Unii prind mai bine, unii mai puțin bine, dar nu chiar pe tot lacul, da. Crezi că face o diferență dacă pescuiești mai la distanță în aceste momente? Categoric. Cine dă mai lung acum și iese mai sus, are șanse mai mari. Deci așa se explică. Na, că cei care sunt în frunte, sunt Angel, Car for Fun, Mașco, care pescuiesc departe. Acum eu n-am fost încă pe bine, pescuiesc lung, malul celălalt. Sau pot pescui pe orice distanță, mă rog, pe orice distanță până la, știu, 150, să zic, până unde pot ajunge toți. Dar au o experiență foarte mare pe lac, cunosc multe chichițe, pescuiesc foarte corect. Pescuiesc concentrat. Adică pe eclipsat, la puncte fixe, știi, puncte calde fixe. Mai fiecare sector de distanțate. Da. Maxim două echipe mai au șansa la intrarea general. Cealaltă rămâne pe câștigătoare pe sector. Nu cred că poate mai, să mai recupereze cineva din spate. Suntem în ultima treime de concurs. Am înțeles. Dacă vrei le luăm la rând, dar trebuie să mă ajut de date. Deci pe auri, Car for Fun-ul și Atomic. Până la ultimul cântar au condus Atomicul, Tupa lui Mascu, da? Da. Mascu Beiți. Acum, după ultimul cântar de azi dimineață, a intrat Car for Fun-ul pe prima. Apoi tu prins, nu știu, parcă 11 pești și mulți mari, știi? Da. Recupera frumos. Deci bătălie puternică. Deci eu dat un cântar de aproape 180, ceva, din zona 180 de kilograme. Nu mai mult. Peste 200. Super.
PB-uri? Cine este? 132 cu 25, 100... Cam 160, pardon. Potaisa cu 459. Deci ei sunt detașați acolo. Da, MB-uri au 150 de kilograme în fața echipei Captain Teiuș, dar ei recuperează puternic Teiușul. Da, Teiușul a prins bine, da. Recuperează înțeles. Foarte puternic, au prins și ei, au dat cântar de vreo 150. Da, 15 pește în 2 ore, ziceau, sau ceva de ce nu. Nu mai știu exact valorile, că mă pun acum am închis să-l urmăresc. Da. Dar au recuperat. Perfect. Nu știu dacă mai poate să ajungă Potaisa, dar e pescat foarte bun acolo, aruncător, pescesc lung. Apropo, de ce ți-am zis, știi, unde e 25 și unde e direcția pe unde bâneam, că se întoarce apa caldă, cum aș spune. O pinge înapoi, pe mijlocul lacului. Okay. Destul de complicat, că nu, dacă încerci să faci analiză așa numai după ce vezi și date, e complicat de explicat. Corect. Și pe ce-uri? Între cine este bătălia pentru pe ce-uri, general? Pe ce-uri avem pe Angel detașat puternic, adică 205 de kilograme, în fața urmăritorului, și Simeanu de pe 28 cu Sorin în echipă. Și lângă au de pe 27 BMT-ul, care umăr la umăr, deci practic se ruptă pentru unul sector, nu mai au șanse să-l ajungă pe, pe Angel. Ce-i mai interesant e că pe 2, sunt pescat foarte bun lângă Angel și teoretic pe o poziție mai bună, cred că în perioada asta trebuie să fie mai bun decât 3, știi? Pescar foarte bun pe 2, dar uite că totuși Angel se distanțează, ceea ce înseamnă că potrivit să pescă un pic mai lung, nu știu. Chestie de nu știu, de flair, de experiență, de am înțeles. Tot ce vrei. Și ca și răspuns la rig, ce ai văzut că funcționează mai bine? Boilisul? Acum, sau? în general, dar ce am văzut, majoritar, și mulți au început pe veguri, la un moment dat nu mai era nimeni pe veguri, sau mă rog, foarte puțin pe veguri. Toți au început, au trecut pe vilă, pentru că așa s-au punctat, vilă mică. Da, asta am observat și eu. Deci vilă mică și, mă rog, critică vilă mică, ce o mai fi pe acolo, nu știu, moșbandele mici. Dar nu joc la pop-up, nu joc la momitor, nu joc la... Interesant la costa din punctul ăsta de vedere. Până acum nu a fost pescuit, da? Că deschiderea a fost suprapusă cu începutul concursului, cu startul concursului. Deci nu a fost, da, nu a fost pescuit înainte, da. Știi? Mă așteptam să meargă mult moșbandelele, să... Da. Nu știu, bag-uri, chestii de-astea. Poate de la încălzire au venit direct pe proteină. Ok, deci mai mult boilies de mărime mică pe fluorocarbon. Mic, acum, știu, ce un pescuit mai finuț, eu zic că au avut de câștigat. Adică bila mică, dar și cât rigul mic, știi? Da, da, de da. Genul, știi? Riguri foarte bine făcute și gândite, pentru că acum contează și rigiditatea fluorocarbonului și mărimea ligului și tot acâmul. Poți să fii cu bila mică, să nu crezi mică, n-ai setar bună. Păi aici și... aș spune experiența celor care au practicat pescuitul cu, la distanțe extreme, de elicopter, știi? Bila mică, rig rigid. Rig rigid sau mai moale? Eu aș merge pe mult mai moale acum decât pe mai moale. M-aș risca la maxim. Până acolo încât să pun în loc de fluro, știi, un mono, știi? Monofilament pe rigul. Știu pescar care are tupeu să pescați cu fir de 18, 20, la rig vorbesc, știi? Nebunie generală, da. În perioada asta pește nu sunt violenți, deși am văzut și trăsături violente. Și ăsta e un paradox aici, știi? Da, am văzut un rand de nu s-a înțepat la cineva. Dar sunt și trăsături de genul, dacă nu ești cu setări bune pe hanger sau swinger, nu vezi nimic. Puțin, dacă ai grutat puțin, de prea mare. Deci echipele care prind bine setate pe swinger mici, îl măresc milimetri, știi? O să fii atent pe swinger acum, în perioada asta, că dacă ai... Eu personal, când văd ceva, eu trag în perioada asta. Nu stau pe gânduri, nu aștept nimic. Cum vezi evoluția lacului și anul 2024? Câteva pontoane, adică pontoane noi. Pontoane noi. Lumină, camere. Da, deci nu, se simte că s-a făcut ceva pe lac, în sens bun. Ce pot să zic, nu? Sperăm că evoluia de trebuie tot în sensul ăsta, în direcția bună. Multe adică competiții. Iarba e tăiată, aici văd că a crescut iarba, nu ca la noi, mai avansată vremea.
Da, e îngrijit și nivelul apei mai, mai ridicat, asta mi se pare cel mai mare câștig. Nivelul apei, chiar vorbeam cu pescar care a dat cu marker că au apă de 2 metri în partea cealaltă. Da, mergem la locul deja. A scos pe marker apă de 2 metri. 2 metri deja. Da, așa a ridicat nivelul la lac, nu l-am văzut. Nicio, da. Da, super. Posibil dacă... să schimbi un pic jocul dacă se păstrează nivelul ăsta la lac, știi? Să schimbe peștele comportamentul. Da, ușor, da, adică să-l găsești și mai jos, să mai să complici un pic jocul, știi? Ai văzut pescar care abordează distanțe mai, mai mici, mai mici nu. Sau nu prea, nu, tot? Mai mult s-au încercat, dar n-au avut semnal și toți așteaptă dacă se mută jos să aibă trăsături rapide, știi, dar nu prea, nu prea e așa, pentru că și jos și sus trebuie să ai trăsături ca cu aceeași frecvență, un titate de... Da. Numărul de pești din zonă, știi? Stelian, te mai vedem anul acesta pe, pe Sacoș? Mai... Sper să mai vin de câteva ori, o dată de două ori, nu știu. Super. Te așteptăm care următoarea competiție la care vei? Eu să vin la, sper să pot veni la concursul lui Juju, nu știu, sper să fiu cam da. O lună de zile, ceva în genul. Nu știu exact data, nu mai rețin. Perfect, mulțumesc. O să trească să încheiem că am juniorul aici, nerăbdător. Pentru analizele tehnice la Stelian pe Facebook, Stelian Badiu. Bine, bine. Tinse tuturor da. De pe la. Salutări, numai bine!